Dragi făgărășeni, bine v-am regăsit la o nouă emisiune Nova Special. Invitatul meu de astăzi este domnul profesor Cătălin Răduleț, de la Liceul Teologic Ortodox Sfântul Constantin Brâncoveanu din Făgăraș. Domnia sa este de asemenea președinte la ACS Azuma Dojo, tot din Făgăraș. Această asociație se ocupă cu sportul karate. Deci este asociație înființată pentru karatiști. Bine ați venit pentru prima dată în emisiunea noastră, domnule profesor. Bună ziua, bine v-am găsit. Domnule profesor, când și unde au fost primii dumneavoastră pași spre karate? În Făgăraș, în anul 1986, la școala generală numărul 2, se făceau antrenamente. Instructor era Florin Tătaru, care era tot sub îndrumarea domnului Țețu Gheorghe, sensei Țețu Gheorghe. Dânsul, din câte am înțeles, a fost printre primii în Făgăraș, Da. nu care a făcut. Deci era în regimul comunist. Da. Cum de ați putut să faceți un asemenea club, să participați la karate, pentru că știu că chiar și judocani aveau probleme în vremea aceea? Bine, la început, până în 1990, a fost foarte greu. La un moment dat făceam sub educație fizică și sport ceva de genul, fără kimonouri, pe ascuns, să Da, că zicem. știu că nu Da, era, deci nu nu era era legal, voie. nu ne dea voie. Da. După aia, din 1990 încolo, am intrat în normal și Și de ce către karate? Nu v-ați dus spre alt sport? am făcut și handbal, am făcut și judo și fotbal, dar la urmă am ales karatele. Asta mi-a plăcut și am mers pe linia karateului. Ce ar trebui să facă, adică ce argumente ați avea dumneavoastră pentru tineri ca să vină la karate? Cu ce ați motiva? Ca în orice sport, părerea mea, Da. trebuie să îți placă un pic și după aia, practicându-l, poți să te îndrăgostești de el și să mergi mai departe sau să te lași și să te reorientezi spre un alt sport. Dar dacă nu-ți place câtuși de puțin ca să poți să vii la sală să îți faci o idee despre ce e vorba, altfel e foarte greu. Dar E un de ce? sport Dar foarte, scuze. pentru mine, un sport foarte pretențios. În Foarte. sens, da, e Și atunci foarte de mult ce de i-ar muncă. atrage? Dacă îți Ce place să muncești. câștigă? Ce câștigă în Păi, urma acestui sport? în primul rând, disciplina. Devii foarte ordonat în urma practicării karateului. De ce? Fără disciplină nu poți să realizezi nimic, nu numai în karate, zic eu, în viață în general. Dar dacă pui și bază pe ordine și disciplină, poți să și progresezi treptat. La karate, Da. da. Iată că sunteți acum și instructor. Când v-ați gândit să deveniți instructor? Prima dată ați fost sportiv în karate. În 1994, Deci destul de repede după da, am ce. dat examen la Federația Română de instructor și de centură neagră cu un dan. În momentul de față, ce categorie aveți? În momentul de față, centură neagră cu 2 dani doar. Cu 2 ani. Să vorbim despre clubul acesta, Azuma Dojo. De unde vine numele Azuma? E un nume pur și simplu, cum ar veni Florin, Da, deci Andrei, nu avea semnificația nu are nicio nume. semnificație, e doar un simplu nume al clubului, atât. De ce ați hotărât să faceți acest club? Ideea o aveam de foarte mult timp și la un moment dat am zis, gata, de acum încerc să deschid clubul și să pot să ridic oameni sub numele de Azuma, sub îndrumarea mea. A fost greu? Destul de greu, destul de... Birocrația în România e un pic, știți, nu trebuie să vă spun. Nu e un pic chiar mult dezvoltată, da. Deci a durat cam aproape un an de zile ca să fiu cu actele în regulă, cu toate, pentru club. Deci foarte mult, părerea mea. Da. Pentru deschiderea unui club, foarte mult. Un an de zile Da. v-ați bătut ca Da, să dar la da. urmă am reușit. Ați reușit până la urmă, v-ați împlinit Da. visul, da. Pentru că bănuiesc că era mai comod. Este o grupare destul de puternică aici, în Făgăraș, de karate, și bănuiesc că era mai comod să fiți acolo cu ei, nu? Sau. Da, în Făgărașul de foarte mulți ani ridică sportivi foarte Da. buni în ceea ce privește karatele, dar ne-am cam separat în sensul unii au mers pe CSM, unii au mers pe CSS, unii au mers pe alte cluburi private,
CSM Karate 2. Fiecare ne-am cam împărțit cluburi, în sensul oamenii și cluburile. Și au devenit și o concurență între noi, e ok pentru sportivii noștri. În Făgăraș, la nivel de Făgăraș. Da. Deci concurența este benefică, nu diluează, nu diluează, cum să zic eu, nu performanța. Nu. Diluează, n-am zis. Nu diluează performanța. Eu zic că concurența asta între cluburi e foarte bună. La nivel național se vede că avem rezultate deosebite din partea sportivilor făgărășeni, din cluburile din Făgăraș. Da, chiar la ultimele campionate ați avut rezultate foarte bune. Da. Mulți dintre noi, cât? Parcă 70 și ceva de medalii. La Cupa României, da. 70 la Cupa României, 70 și ceva de medalii. 76 de medalii, da. Iar la campionatul european? La campionatul, parcă... la campionatul european am participat în partea SKI-ului. Da. Și am fost din Făgăraș, undeva la 30 și ceva, am 30 de sportivi. Da. Cu rezultate destul de bune, deosebite. Și am înțeles că ați avut 5 medalii acolo la campionat european. Da. Da. Și locul 2 și locul 3. La europene și la mondiale se premiază primele 6 locuri pe podium. Da, primele, iată că e mai deosebit față de alte sporturi. Da, sunt omologate rezultatele la primele 6 locuri. Sunt, mă pricep mai puțin la karate, sunt parcă două categorii, nu? Una cu contact și alta... Ne spuneți puțin și te respectă. Deci avem partea de kata, da, care e luptă imaginară. Kata vrea să zică luptă imaginară cu mai mulți adversari, partea demonstrativă, și partea de kumite, lupta propriu-zisă. Da. Care dintre ele este mai grea, după părerea dumneavoastră? Eu zic că ambele sunt la fel de grele, în ambele trebuie să muncești foarte mult ca să te ridici la un nivel competițional bun. Tot am auzit foarte mulți antrenori, instructori de karate, antrenori de judo, spunând că nu învățăm să se bată pe copii, eventual să se apere dacă este nevoie, dar niciodată copiii noștri care practică aceste sporturi nu sunt violenți. Este adevărată? Sunt adevărate aceste afirmații? De învățat să se bată, să înceapă ei un conflict, să-l pună în... Nu învățăm automat, e normal, dar se întâmplă. De multe ori să... Inevitabil, de multe ori ați văzut cum... Da, mai ales în zilele noastre. În zilele noastre, la două vorbe deja sar la bătaie, e foarte greu să eviți un conflict. Da, ceea ce nu-i bine deloc. Da. Nu învățăm așa ceva. Învățăm respectul, disciplina, spiritul competițional, să muncească pentru competiție și să fie cât se poate de calculat și de calm în ceea ce privește în viața de zi cu zi. Dacă poate să evite... Da, scandalul și alte chestii. Poate chiar okay. Astea două putere în plus, știind că este puternic să evite. Să încerce să evite pe cât posibil. Da. Sunt periculoase, este periculoasă ramura aceasta de contact a karateului? Este. Să știți că este. Sunt lovituri, se dau pe bune loviturile sau te oprești la un moment dat? Deci partea normal, cât se poate de corect, cât se poate de atins, cu contact, dar cât se poate de puțin. Puțin. Da. Dar vă dați seama că e inevitabil. Într-un meci, într-o luptă, se poate întâmpla să ataci amândoi în același timp și atunci cât ai vrea și cât n-ai vrea, tot așa te lovești. Sunt, am văzut și accidentări destul de grave, dar terminate cu bine, în sensul nu s-a întâmplat până la urmă mare lucru, până la urmă, da. Da. Câți copii aveți dumneavoastră și ce grupe de vârstă? Păi eu primesc copii de la 4 ani în sus. Sunt din copii care la 4 ani sunt ok și pot să lucrez cu ei. Acum depinde, știți cum e. Depinde de copil. Unii sunt ok, alții doar de la 6 ani, de la 5, depinde. Mi-e dezvoltat motric și... Și da, lucrăm pe nivel de centură. Începătorii... Primul grad de avansați și al doilea grad de avansați. Pe trei grupe valorice, ca să poți să lucrezi cu fiecare pentru nivelul lui. Altfel nu poți să ridici sportivii. Dacă amesteci începătorii cu avansații, deja începătorul învață, avansatul stă pe loc. Stagnează și nu, atunci nu e ok. Și
Și atunci ar trebui mai mulți instructori, nu? Pentru să reușiți să faceți dumneavoastră eu să fac împărțiți așa. Eu împart și fac cu toate grupele pe rând. În aceea zi, trei grupe, una după cealaltă. Și cea la care nu sunteți, de exemplu, atunci ei le-a spus ce să repete, nu? Sau cum? Nu, păi, un exemplu, încep la ora 5, prima grupă, începătorii, de la ora 17, la ora 18, la 19, prima grupă de avansat, 19, 20, nu vin toți deodată. Nu vin toți deodată. Nu vin toți deodată. Da, altfel nu, foarte greu. Dacă n-ai niciun instructor pe lângă să te ajute, e foarte greu. Da. Care este cel mai mic și că a spus că la 4 ani, dar momentul de față, care este cel mai mic, care este cel mai mare? Cel mai mic 4 ani și cel mai mare face 18 ani în ianuarie. Da. Ce șanse au ei să avanseze de aici, de la dumneavoastră, să ajungă la cluburi puternice, eventual să devină campioni europeni și așa mai departe? Și din Făgăraș pot să devină campioni europeni. Nu vreau să laud antrenorii și instructorii din Făgăraș. Sunt sportivi care au obținut, sunt vicecampioni europeni, vicecampioni mondiali din Făgăraș. Da. Poate să ajungă la cluburi mari, dar depinde doar de ei. În sensul, noi încercăm să le dăm tot ce putem, să-i învățăm, dar dacă nu muncesc și ei în același timp, e foarte greu. Dar șanse au foarte mari să ajungă la cluburi mari, să participe la campionate europene, mondiale și noi, anul care vine, mergem la campionatul mondial cu sportivi din Făgăraș. Din Făgăraș și chiar și de la clubul dumneavoastră? Da. De la Azuma? Da, și de la mine, de la club. Unde se va ține campionatul mondial? În Cehia. În Cehia va fi, da. Iată, intervine aici și partea financiară. Costă deplasările, costă... Cum reușiți să vă descurcați cu partea asta financiară? Totul costă. Deplasarea costă, competiția costă, echipamentul costă. Părinții sunt sponsorii copiilor. Din păcate, sponsori la nivel de Făgăraș foarte greu. Da, nu numai de Făgăraș, am mai vorbit și cu colegii în alte orașe. Foarte greu în ziua de azi să obții o sponsorizare. Deci părinții sunt principalii sponsori. Credeți și de aceea dau mai greu sponsorizare pentru că e o nișă mai îngustă, karate, nu-i handball, nu-i fotbal, nu-i... Am mai vorbit cu colegi și din alte ramuri, nu neapărat karate și aceeași problemă au și ei. Da. Cu sponsorizările foarte mai greu. Foarte greu. Cam cât ar costa așa pe un părinte ca să ia echipamentul? E scump echipamentul pentru karate? Este și economic și undeva mediu și foarte scump. Acum depinde de sportiv, depinde de cât timp face, în funcție de cât timp face și de ceea ce de pretențiile care le ai, cumperi și echipamentul. Și cu ce se deosebește, de exemplu, un echipament slab de un echipament foarte bun? De exemplu, pentru proba de kata demonstrativă, sunt kimonourile care au o ținută mai deosebită, un pic mai dur decât un kimono normal, care pentru începători e foiță, foarte subțire. Da. Și atunci normal că prețul diferă. Și atunci el arată mai bine, mai impresionant. Automat ajută puțin și kimonoul pentru care ținut, altfel arată față de un kimono care stă mulat pe corp, ăla de începători. Da. Deci progresezi, crești nivel, atunci se merită să investești într-un echipament bun sau foarte bun. Da. Cam cât costă un foarte bun? Unul foarte bun, de la 500 de lei în sus. Da. 5, 6, 7, 8, 10, 11, depinde de pretențiile care... Destul de mult, da. Doar kimonou pentru kata. Pentru cumite intervin alte mânuși, proteză, protecții pentru tibiere, pentru glezne, deci vestă pentru fete, pieptar, deci sunt alte cheltuieli în plus. Deci și mai mare. Și mai mare, da. Pentru cealaltă probă de cumite. Da, de cumite, unde protecție, e vorba de contact. De contact. Da. Să fie contactul, chiar dacă e, vă dați seama, cu îmbrăcătoare, cu apărătoare de burete, e altă treabă. Deci nu e ca și... Atenuează mult din mult, șoc. Foarte mult, da. Da. Deci cheltuielile sunt foarte mari și pentru echipament. Înseamnă că chiar trebuie să iubești sportul ca să faci aceste sacrificii. Cum sunt premiile? Acum am vorbit. Tu muncești, ai echipament scump, te duci la competiții, câștigi. Sunt financiar așa răsplătiți corespunzător sau mai mult simbolic? Din păcate, financiar nu sunt răsplătiți. Sunt răsplătiți, competițiile sunt
ca și în toate sporturile, zic eu, locul 1, locul 2, locul 3. Da. Sunt competiții care au la primul loc cupă, locul 2, locul 3 medalie. Cam în și asta. Bani? În bani nu, numai campionatele mondiale și europene. Da. Unde, dacă Ministerul Tineretului aprobă bugetul pentru rezultatele omologate. Altfel, doar participarea și satisfacția că ai participat. Și ai câștigat. Ai fost pe podium și cam atât. Da. Din păcate. Deci, da, organizații. Bun, am înțeles. Ideea, ministerul poate hotărâ ca cei care câștigă la europene și la mondiale să fie răsplătiți. Da. Dar cei care organizează, țara organizatoare, nu pune acolo niște... Ca și țară niște sume, ca premiu. Ca și țară organizatoare e foarte greu, cheltuiala e foarte mare. Zic eu, la un nivel de campionat european sau mondial, unde sunt poate 2000 de sportivi, închirierea sălii, cu toate cheltuielile ce sunt. Taxele care sunt chiar folosite pentru bună desfășurarea campionatului. Nu cred că sunt bani pentru premii, bani... Și am înțeles că sunt și foarte multe premii, pentru că sunt foarte multe stiluri, nu? Și... La un... am înțeles, de exemplu, spuneați la cupă, câștigați numai dumneavoastră 76 de medalii. Deci da. Cupa României SKI. Da. Stilurile sunt mai multe în România. Noi facem în Făgăraș, lucrăm pe Shotokan. Da. Karate-do. Mai sunt încă trei mari stiluri în România pe care se lucrează. Noi mergem cu sportivii și concurăm și în competițiile interstiluri. Da. Din România. La campionatele mondiale și europene, de obicei se face o selecție pentru lotul național și merg cei mai buni sportivi de la fiecare categorie. Cam primii trei pe fiecare categorie care au câștigat categoriile lor. Da. Cam așa se face selecția pentru lotul național. Se fac pregătiri centralizate la lotul național, ca la celelalte sporturi? Se fac în funcție de posibilități, v-am spus că sponsorizori nu sunt. Încercăm să facem cât mai multe întruniri pentru a da un randament cât de cât bun cu sportivii care sunt selectați la lotul național. Da. Și acolo e foarte greu, deoarece vă dați seama, să vină București un Făgăraș sau Constanța sau să mergem noi la ei un weekend, vineri, sâmbătă, duminică, între drum, cazare, 3 mese pe zi și ce e, undeva la 5-600 de lei de persoană. Da. Foarte scump. Dar încercăm să facem să fie bine pentru noi. Da, mă gândeam sportiv. Federația. Și acolo știu că la un moment dat a fost o problemă cu federația, că s-a împărțit în mai multe. Mai există în momentul... În ce stadiu este Federația Română de Karate? Deci Federația Română de Karate există. Și are foarte multe comisii. Da. Deci s-au împărțit practic în mai multe comisii. Cum e și Comisia Națională SKI, care face parte din cadrul federației. Și sunt și celelalte stiluri care sunt la fel. Vadoriu, Shitoriu, Gojuriu, la fel. De-aia fiecare stil fac competițiile pe stilul lor, pe stilul propriu. Și se face Cupa României și Campionatul Național Interstiluri. Unde se întâlnesc toate stilurile, cei mai buni sportivi din toate stilurile. Da. Pregătiți dumneavoastră elevii pe care îi aveți pentru toate stilurile sau numai pentru cel care îl faceți aici la Făgăraș? Cel care îl facem aici la Făgăraș, da. Doar pe stilul care lucrăm noi în Făgăraș. Competiția interstiluri, fiecare lucrează în stilul lui și arbitru decide care a fost mai bun. Nu se ține cont că eu fac din Shitoriu, Vadoriu, Gojuriu sau Karate-do și e vreo diferență, nu. Deci care e cel mai bun cel mai în bun, stilul da. Lui? Înseamnă că arbitru știe toate stilurile. Normal un arbitru, dacă e arbitru la competiție interstilului, ar trebui să știe toate stilurile sau că nu se țină cont de o anumită linie care urmărește pentru a evalua sportivul respectiv. La proba de kata, la proba de kumite e la fel ca pe toate stilurile. Diferă puțin penalizările, dar în rest e ok, la fel ca și la noi. Pentru că tot ați adus aminte de arbitri, se întâmplă ca și în celelalte sporturi să nu fie așa corect, să mai greșească, sau aici sunt mai riguroși, fiind și un sport mai aparte? La proba de kata... Subiectivism, nu? Mai da. Mult. Da. Deci vă dați seama, e inevitabil, nu se poate. Da. Orice sport, părerea mea, nu contează ce sport e.
La proba de cumite trebuie să fie un pic mai rigid arbitru, în sensul că dacă nu ajung să se lovească foarte tare și atunci dacă nu ești prompt și să-i oprești la momentul potrivit, se lovesc. Cum îl declari câștigător? Deci la cumite, la proba de contact? Depinde de vârstă, sunt categoriile de vârstă sunt împărțite. Cei mici au un timp mai scurt și un punctaj mai mic, de exemplu 2 puncte. Cei mai mari crește timpul luptei unui meci, da, cu punctaj mai mare. La sfârșit, cel care are punctaj mai mare, îl declar câștigător. Deci așa, da. Nu sunt și, cum să zic, proceduri care să încheie brusc lupta, cum e iponul la... Da, se poate, la cei mici. La judo, cum e knockout-ul la box. Deci și la noi iponul, vrea să zic că 2 puncte, 2 vazarii. Da. La cei mici, un ipon direct câștigă meciul din prima, la cei mici. La cei mai mari trebuie să facă un ipon și un vazari sau 3 vazari ca să câștige. Deci un ipon nu câștigă meciul la cei mai mari. Nu câștigă, da. Doar la cei mici, până la o anumită vârstă. Da. Ați fost vreodată neîndreptățit? Așa v-ați simțit neîndreptățit de arbitri? De-a lungul anilor, da, dar v-am spus, greșeala e omenească, părerea mea. Deci fiecare apreciază ceea ce vede. Poți să fi văzut punctul clar, de exemplu, la meciul de cumite, la contact, și de fapt să nu fi fost chiar atât de clar. Dar dacă așa l-a văzut, decizia e luată, arbitru are la fel și la proba de kata. Acolo și mai mare bănuiesc că e subiectivismul, pentru că trebuie niște figuri pe care le faci tu să le... Trebuie să ții cont niște proceduri. De linia care se respectă, tipul competiției și la arbitraj e destul de greu. Eu sunt și arbitru internațional. Da? Da. N-am știut lucrul acesta. Și am văzut în presă că și participați încă la... Nu am mai participat. În ultimii 3 ani n-am mai participat. Până deci acum 3 ani am participat. Răbăsesem eu cu ideea unui... Nu. Am văzut într-un ziar odată că participaseres la, cum le zice, nu seniori, altfel categorii. Veterani. Plus da. 35 de ani. Plus 35 de ani. Seniorii sunt 18-35, da. După care vine categoria de veterani plus 35 de ani. Da, am participat. Și? La cupe internaționale mai particip când am ocazia să merg, da. Dar campionate interne nu am mai participat deloc. Deci înseamnă că totuși ați participat la cupe internaționale și mai, da, și mai aproape. Aș vrea să încerc să particip și la campionatul mondial de anul care vine. Da. Asta da. E ideea. Deci totuși am văzut bine. Da. Am văzut bine. Dacă v-am văzut că ați participat. Este greu? Acum sunteți în formă, făcând în fiecare zi antrenament? Știți cum e, înaintând în vârstă e tot mai greu, dar dacă faci ce-ți place, da, muncești și satisfacția e maximă. Adică pentru mine, eu de multe ori mă relaxez mergând să fac chestia asta. Cât aș fi de obosit, dacă faci ce-ți place, asta e. Da. La veterani, până la ce vârstă vin? Ați întâlnit așa concurenți? Am întâlnit și de 80 de ani concurenți. Da. Da. Bine, nu au fost la categorie cu mine, deoarece sunt și la veterani sunt împărțiți. Nu e normal să particip eu de 40, un exemplu, da, cu o persoană care a împlinit 80. Da. Și acolo categorie sunt din 5 în 5 sau din 10 în 10 ani. Să participe cam toți la categoria de vârstă și la... Da. Să nu fie diferența foarte mare între ei. Ca și vârstă. Da, am înțeles. E ca și cum particip eu de 40 cu un sportiv care de-abia a intrat la senior de 18 ani. Da. Vă dați seama că diferența e enormă, foarte mare. Da. Cu toate că aici zic eu că n-ar fi chiar așa, poate o percepție eronată a mea. N-ar fi așa de mare diferența între unul de, să zicem, 35 de ani și unul de 55 de ani, ca la un maraton, de exemplu. Să nu? Știți că e. Este, da? Este, cum să nu. Deci efortul este foarte mare și la dumneavoastră, da, înseamnă. Și la proba de kata, la proba de cumite și mai mare. Da. Toți zic, da, meciul de 3 minute trece. După un meci de 3 minute, luptat așa intens, vreau să văd unul de 35-40 care se antrenează normal, nu foarte, sau unul de 50 care deja, după al doilea meci, nu mai îi dai randament. Da.
Energia, foarte multă energie consumată într-un meci de 3 minute. 3 minute distra, doar 3 minute. Nu-i chiar așa. Da, destul de greu. Dintre elevii pe care îi aveți acum, credeți că va reuși unul să ajungă campion european, campion mondial? Eu îmi doresc chestia asta, da. Dar e foarte greu. Eu chiar îmi doresc chestia asta, am copii care muncesc într-adevăr și merită să meargă, dar e foarte greu la nivel internațional, european, mondial, la european mergem, la mondial eu zic că e și mai greu decât la un campionat european. Da. La europene, cam cine sunt cei mai buni așa? Deci în Europa, ce țări sunt mai bune așa în karate? Se cam împart rezultatele, să știți. Da? Da, se cam împart. Nu există o țară care au majoritatea, să zicem. Să domine așa. Da, se cam împart. Depinde de categorie. Pe U21 câștigă, un exemplu, Italia. Pe seniori câștigă Belgia, un exemplu. Da. Ca și majoritate de medalii, da. Mai multe. Nu. Deci înseamnă că nu e o țară care să domine copios nu, 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 e foarte greu, sport. Foarte greu să domini pe toate categoriile ca să ieși pe primul loc. Foarte greu. Nu, de curând s-a introdus și ca sport olimpic karate. Da, în 2020. Va participa România la Olimpiadă? Are șanse să participe? Așa se pare că va participa, se va face o selecție riguroasă. Acum, deocamdată, vedem în baza ce și cine are prioritate. Aia decide Federația Română, nu decidem noi, nu avem cum. Da. V-am întrebat de Europa, dar vă întreb acum în țară, cam în ce orașe sunt? Făgărașul, iată, a spus dumneavoastră, are cluburi puternice, deci sunt sportivi buni aici. Da. Și cu antrenori buni, cu instructori buni. Așa, la nivel de țară, cam ce orașe mai au sportivi așa buni, puternici? Sunt orașe în țară care au. Bine, Făgărașul ca și mărime, ca și număr de populație, eu zic că avem sportivi buni, cu rezultate bune în țară. Ne putem bate cu orașele mari, cum e Bucureștiul, Constanța, Craiova, cu orașele mari care au altă posibilitate, vă dați seama. Special financiară. Da. Din punctul ăsta de vedere. Da. Deci zic că ne comportăm destul de bine la nivel național, ca și oraș. Da. De când știu eu, să zicem din 80, nu mă gândesc, cam din 90 am fost cam în linie de plutire bine. În sensul, nu ne-am făcut de râs unde am mers, am avut și rezultate mereu. Rezultate au surcat pe podium, a fost aproape de... Da. Da, deci cu rezultate foarte bune chiar. Da. Da. Mai avem puțin timp să vorbim chiar câteva cuvinte despre ce fac elevii de data aceasta la școală. Că sunteți și profesor la liceul teologic. Mulți profesori pe care am avut invitați s-au plâns că nu mai vin copiii la sport, nu le place sportul. Simțiți și dumneavoastră acest lucru sau depinde mult și de cel care este profesor? Cum știe să-i atragă? Nu vreau să critic pe nimeni în sensul ăsta. Da. Normal, ca profesor, ar trebui să atragi un pic copilul, nu contează materia ce o predai, să-l faci să îi placă, să-l faci să vină cu drag, să zicem, la ora respectivă. Altfel e foarte greu, cu toată tehnologia ce o au astăzi și posibilitățile ce le au, vă dați seama că mai bine stau pe telefon sau pe tabletă sau mă știu eu ce. Știți? Da. Asta e părerea mea. Da. Prezența e ok la ora de sport, la mine cel puțin e ok. Da. Nu știu... Nu mă pot plânge. Sunt, într-adevăr, față de, comparativ cu când eram eu în școală, diferența enormă. În ce sens? În sensul copiii, când eram eu, copiii mei de-abia și aveau ora de sport. Da. Acum, de multe ori, ți se pare... minte și eu, că sunt mult mai mare ca dumneavoastră, la fel, abia așteptam să mergem. Acum, de multe ori, parcă vin cu forță, așa, obligați, ceva de genul. Asta este, asta e... Tehnologia asta ne omoară pe toți. Da. Și plus... Eu zic că pleacă totuși totul de acasă, de la părinți, acolo rămâne baza, părerea mea personală. Dacă ei îndeamnă, credeți că
atunci vor veni mai cu drag? Eu zic că dacă copilul e îndrumat bine de acasă, merge și la școală, poate să meargă și mai bine, poate să meargă cu plăcere la ore, discutând foarte mult cu el, ca și părinte vorbesc. Da. Altfel e foarte greu, v-am zis. Toată chestia e tehnologia care ne bagă în pământ. Da. Considerați că ar trebui mai multe ore de sport sau sunt suficiente cele care sunt nu acum? Nu sunt în gradul să îmi dau o părere din punctul ăsta de vedere. Da. Dar eu zic că 2 ore pe săptămână la gimnaziu. Da. Clasa 8-a doar cu o oră, liceul doar câte oră de sport, e foarte puțin. Foarte puțin, foarte da. Puțin. O oră de sport pe săptămână e foarte puțin. Da. Deci măcar 2, cum au celelalte clase, da, e ok. Da, dacă sunt 3, și mai bine, dar... Da. Sunt total de acord cu dumneavoastră, vedeți că în multe țări dezvoltate sportul are o pondere extraordinară. Da. Deci au ore de not, atletism, nu mai zic, și așa mai departe. Bine, s-ar putea face și la noi chestia asta, dar trebuie să ai ca și școală o bază materială dotată și atunci se pot cere, dar altfel... Neavând mai nimic în sensul o sală de sport mici și ceea ce trebuie, 2 ore sunt suficiente. Da. Domnule profesor, iată, am ajuns la sfârșitul emisiunii. Vă doresc mult succes atât la clasă cât și la clubul sportiv pe care îl patronați și să munciți în continuare cu aceeași energie în folosul tinerilor din Făgăraș. Mulțumesc pentru invitație, mi-a părut bine să fiu alături de dumneavoastră. Vă mulțumesc încă o dată. Dragi făgărășeni, până la viitoarea emisiune, Mihai Maga vă dorește multă sănătate și liniștea pe deplin meritată.